povestea este foarte simplă. Voi ne mințiți pe noi ca pe niște gâște. Pentru că pleci de acasă cu domnișoara care tocmai ce a început facultatea, e anul întâi de facultate, și când ajungi acasă începe să despacheteze, e bunică sa. Durează mult drumul, nu? Nu că durează drumul, dar ajunge acolo și acasă, zic. Așa. Ei dat jos sutienul din cupa D, s-a făcut cupa minusa. Genele ei care făceau ca niște fluturi neîntinați s-au transformat în periuțe, că și-a dat genele jos. Eu sunt un caz atipic. Ești cu un caz atipic. Da, sunt un caz atipic. Mi s-a spus că sunt frumoasă și atunci tu am ai crezut chestia asta? Uite-te și tu la imaginile astea, da? Da. Fetele astea seamănă pătasul. Nu am nimic cu ele. Doamne ferește, dar mai bine pe natural și pe nenimic decât să-mi promiți că ajung acasă cu Pamela Anderson, să ajung acasă cu bunicăsul. Noi chiar ne simțim nevoite, știi? Dacă toate fetele au sânii mari, automat nu poți să te prezinți cu altceva. Că pierzi piața. În vremurile tale de gigălău, de mult apuse, așa? Te suspectezi, să știi. Că ce făceau? Că foloseai de-astea artificii cu push-up, cu fese. Am văzut eu la Ricky Martin că și-a pus grăsime, nu mai râde, că și-a pus în poponet, știi? Așa mă mai cunoscut pe mine. Păi Cabral ăla din Berceni, cu posteriorul pe un pat. Cum te prezentai tu prin București ca mare craie? Mă prezentam zâmbind larg și fiind funny, atât. Push-up, map-tap, că le face din bretele, amigdale le aduce, uite aici, și le duce așa. De săraca femeie, dacă îi cade ceva pe jos, trebuie să frângă de la mijloc, că nu mai poate, nu mai are mobilitate în gât. Exact. Ciorap de ea, mânca la tata, că aduce fundul de aici, de la genunchi când e prăbușit, până sus aici, până pune pe rinichi. După aia, tocurile. Păi da, ia ridică-te puțin în picioare. Păi tu mi-ai cerut, păi, uitați-vă și voi ce bucuria piticului are ea în picioare. Tu mi-ai cerut să te aștept așa sexy. Cu bucuria piticului în picioare? Credeam că vii mai târziu și n-aveam timp să mă schimb după ce o dădeam pe Laura la ea acasă. O dădeai pe Laura acasă. Așa. Și pentru tine am făcut-o. Vezi că toate trucurile astea, de fapt, le facem pentru voi. Am văzut bărbați care fură rimelul soției, iubitei, și își dau cu el prin păr, așa, cu rimel negru, știi, ca să fie grizonant, vezi, Doamne, că dă bine. Așa că și voi aveți bubele voastre, ca să nu mai zic. Cum sunteți voi umflați, iubitul, cu steroizi? De băgați în voi toate pastilele, da, toate așa, chiar... poc, se face mușchiul mare, vă duceți la sală o perioadă și când plecați de la sală, așa, am auzit. Așa. Că ce? Că muțunache nu mai funcționează, nu mai e vigilent după o asemenea sesiune de pastiluțe. Muțunachele? Muțunachele. Zici tu monstruosul, zici tu groaznic. Terifiantul, muțunache. Așa am auzit eu că după steroizi merge la culcare. Știi cum se calculează vârsta perfectă la femeie? Nu. Se ia bărbatului, așa, da, de bărbat, eram sigur. Se împarte la doi și se adaugă unul. Se adaugă un ce? Un bărbat. Un an. Încă un șapte, bărbat. Nu unu. A, șapte, da, așa e, sunt un pic. Se adaugă șapte. Uh-huh. Adică eu la 3-6, dacă împărțim frumos la 2, așa, ne dă vorba aceea o vârstă frumoasă și dacă mai adăugăm 7, suntem aproape. Este depășită deja de situație. Bine, eu i-am zis lui că dacă mă mai supără mult, îl dau, el are 3-6 acum, știi? Așa. Și îl dau pe garanție, că încă e în termen, pe 2 de 18, să vedem atunci, da, ce faci. Ia tot speră la programul Rabla pentru bărbați. Ce-ți mai trebuie? Sală, da, dietă? Da, ce la spate, nu? Pușa, eu nu, ce? Cred că vreun bărbat și-ar pune kilos. Uite, ăsta e cel mai tare asta dintre toate. Păi stai mă un pic, îl pui pe ăsta pe tine, îi spui fetii bună, 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 și după ce te-ai dus la baie să te speli pe dinți, te... Se întoarce, frate, tu mai mic. Știi cupele alea cu silicon, că ești de ele, știi ce nasoale sunt, că alea le lipești, dar au un număr limitat de lipiri. Și dacă, Doamne ferește, mai și transpir sau ceva, se dezlipește, te trezești, Doamne ferește, pe mai știu eu unde, te trezești cu două rânduri, știi, așa de sâni. Am auzit eu pe cineva care a pus asta. E Doamne ferește. Nu mai pot să respiri. Da, am talia mică, nu? Da. Olive oil cred că e geloasă pe mine acum. M-ai cumpărat pe ăla? Da, să ți-l pun ție, o să-l extind așa la maxim. Nu, fii atent că îi schimbăm și returile, îi punem de alea de la Adidas, știi, și ți-l pun ție.